Bună ziua, dragi vizitatori ai canalului Caliteo! În acest tutorial voi rezolva subiectul 3, roman, punctul 1, adică subiectul de Word, dat la examenul de bacalaureat din 2022, la proba D de competențe digitale, ziua a doua. Deschideți fișierul CompW. În folderul examen aflat pe desktop există fișierele necesare pentru rezolvarea cerințelor și avem și fișierul comp_w. Este un fișier Word. Formatați al doilea și al treilea paragraf astfel încât să fie precedate de câte un spațiu de 30 de puncte sau 1,12 cm și mutați imaginea din document între aceste paragrafe. Selectez paragrafele 2 și 3 și din fila Pornire, secțiunea Paragraf, aleg spațiere înainte 30 de puncte. Ok. Dau click la sfârșitul celui de-al doilea paragraf și apăs tasta Enter pentru a crea un rând suplimentar. Caut imaginea din document și o decupez. Clic dreapta pe ea, decupare, și o mut între cele două paragrafe. Clic dreapta, lipire. Inserați la finalul documentului un tabel cu două coloane și un număr corespunzător de rânduri, completând automat toate celulele de pe prima coloană, începând cu al doilea rând, cu toate numerele naturale din intervalul 1-120, în ordine strict crescătoare. Deci avem nevoie de un tabel cu două coloane și 121 rânduri. Mergem la finalul documentului. Dau un Enter după ultimul paragraf și încă un Enter. Inserare, tabel, inserare ca tabel. Și pun două coloane și 121 de rânduri. Pentru a numerota automat rândurile, de la 2 până la ultimul rând, le selectez cu mouse-ul. Și din fila Pornire apăs pe butonul Numerotare. Și aleg numerotarea de tip 1, 2, 3. Următoarea cerință. Completați celulele de pe primul rând cu valorile GEOG LIFE, respectiv NASCA, și realizați setările necesare ca acest rând să apară automat la începutul fiecărei pagini care conține tabelul. Deci, pe primul rând al tabelului, adică acest cap de tabel, în prima celulă scriu GEOG LIFE iar în celula din dreapta, NASCA. Realizați setările necesare ca acest rând să apară automat la începutul fiecarei pagini care conține tabelul. Selectez capul de tabel și din instrumente tabel aspect apăs pe butonul repetare rânduri antet. Și observăm că antetul a fost pus pe fiecare pagină a documentului înaintea tabelului.
Ștergeți automat din tot documentul grupul de litere mici REL. Pentru a face acest lucru, din fila pornire, apăsăm pe butonul înlocuire. Și la înlocuire, în caseta de găsit, scriem REL. Iar înlocuire cu, în această casetă nu mai punem nimic. Deci dacă găsește grupul de cuvinte REL, în locul lui nu va mai pune nimic, îl va șterge. După care apăsăm înlocuire peste tot. Word-ul ne avertizează că a făcut 24 de înlocuiri. Am îndeplinit toate cele trei cerințe. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!